Multă pace și binecuvântarea Domnului să fie peste inimile noastre. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea o inimă de ucenic, o inimă dispusă să învețe din cuvântul Domnului. Mă rog să avem sensibilitate și deschidere față de cuvântul Domnului, pentru ca Dumnezeu să poată să ne ofere lumina, să putem ieși din întunericul minții noastre. Și Dumnezeu să poată să ne schimbe prin intermediul acestui cuvânt, care atunci când este lăsat să lucreze și să facă exact ce vrea El, este plin de putere și schimbă vieți. Este o lecție practică, o lecție de viață, o lecție care, să spun sincer, nu prea este abordată, deși o găsești din belșug în Biblie, detaliată această lecție. Cum să dai o bună mărturie pentru Dumnezeu în litigii legate de probleme materiale. Dincolo de viața noastră, la biserică sau întâlnirile noastre, suntem oameni care trăim pe pământul acesta. Mântuitorul se ruga ca noi să nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Suntem în lume, dar nu suntem din lume. Sau așa ar trebui dacă am fi ucenicii lui. Aș vrea încă o dată să subliniez, pentru că este posibil ca unii să fi uitat sau să pierdem din vedere că viața noastră pe pământul acesta ne este oferită pentru ca să fim salvați și în același timp să îndeplinim o misiune, o misiune frumoasă, o misiune binecuvântată pentru Dumnezeu. O bună mărturie pentru Dumnezeu este mult mai valoroasă decât orice alt lucru, orice alt element legat de prosperitatea materială, de viața noastră, de anumite avantaje. Că avem mai mult sau mai puțin de mâncat este irelevant că viața se duce. Că avem mai mult sau mai puțin din punct de vedere material sau avantaje este iarăși irelevant pentru că toate lucrurile acestea se duc și nu luăm absolut nimic de aici. Dar este relevant și este de o semnificație extraordinară faptul că suntem chemați să depunem mărturie pentru Dumnezeu. Vă aduceți aminte Isaia 43 cu 10, Dumnezeu ne spune ceva colosal. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales, era o profeție referitoare la Mântuitorul. Adică alături de Iisus Hristos care a fost martor pentru Dumnezeu, El asta a venit să facă, să-L descopere pe Dumnezeu. Dumnezeu ne spune și nouă, vă dați seama ce sublim și ce responsabilitate uriașă să mărturisim în favoarea lui Dumnezeu. Suntem chemați pe pământul acesta să depunem o bună mărturie pentru Dumnezeu. În Ioan 18:37, discuția pe care a avut-o Pilat la judecata Domnului Iisus Hristos, atunci un împărat tot ești. I-a zis Pilat, da, răspuns Iisus, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în această lume ca să mărturisesc despre adevăr. El spune, pentru asta m-am născut, pentru asta am venit ca să mărturisesc pentru adevăr. Voi sunteți martorii mei, voi și robul meu pe care l-am ales. E bine, prieteni? O bună mărturie pentru Dumnezeu e mai valoroasă decât prosperitatea materială. Dacă nu o să ai prosperitate, dacă o să mai pierzi pe pământul acesta, nu e relevant. Pentru că oricum toți oamenii o să piardă tot ce au. Niciunul dintre oameni nu va lua absolut nimic de aici. Dar cel mai important lucru este să dai o bună mărturie. Sper să nu uităm lucrul acesta, pentru că altfel ne pierdem însăși misiunea, ratăm misiunea vieții noastre. Nu compromite misiunea, nu compromite mărturia pe care vrei să o dai, datorită unor lucruri care oricum nu poți să le posezi decât foarte puține, doar ideea că le ai, pentru că nu le poți avea. Mărturisim prin fapte și atitudini, dacă suntem creștini, că suntem străini și călători. Știți că toți care au avut credință, tot lanțul de oameni credincioși au depus această mărturie. Evrei 11 cu 13, în credință au murit aceștia. Și când e vorba de aceștia, era vorba, versetele anterioare, de toți care au avut credință. De la Abel, Enoch, Avram și așa mai departe, tot lanțul oamenilor credincioși, în credință au murit
toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind, observați, ei au depus o mărturie, că sunt străini și călători pe acest pământ, cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei țări, unei patrii. Adică noi spunem, băi, noi că ne căutăm țara. Păi cum nu ești, nu este țara, țara ta nu este asta, nu este, suntem doar în trecere pe aici. Noi credem din toată inima în noul pământ, într-un pământ renoit. A doua Petru 3:13, dar după promisiunea, făgăduința lui, a lui Dumnezeu, noi așteptăm, adică pentru că credem, chiar te aștepți la așa ceva, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Aia este țara noastră. Aici suntem întreagăt, mai scurt sau mai lung timpul în care stăm, oricum extrem de rapid se duce, și suntem pe ducă, suntem în călătorie, suntem doar aici într-un mic pasaj unde stăm puțin, dar mergem în altă parte și le spunem oamenilor, nu doar din gură, prin tot ceea ce suntem, facem, prin orice atitudine, că noi așteptăm un pământ nou în care va locui neprihănirea. Acolo e țara noastră, noi mergem către. Este destinația la care mergem și mărturisim prin tot ceea ce suntem și facem, că suntem străini și călători. Oamenii au nevoie de această mărturie? Da, au nevoie ca să înțeleagă că sunt risabili. Au nevoie ca să nu se mai chinuiască atât de mult pe pământul acesta pentru lucruri care nu sunt fondate și nu rezistă. Avram a fost un martor pentru Dumnezeu. Știți că l-a chemat din neamul lui, din casa lui. Hai să citim Geneza 12:1. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta. Îți strică cuibul, vă dați seama, nu? Ieși din casa ta, din rudenia ta. Și vină în țara pe care ți-o voi arăta, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Mai mult îi spune că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și Avram a crezut pe Dumnezeu și a plecat, așa scrie versetul 4, avea 75 de ani când a ieșit din Haran, nu contează vârsta, când vine credința, iar credința aduce o anume înțelegere, cunoaștere. Avram și-a dat seama că e străin și călător și a plecat dintr-un centru foarte profitabil comercial, un centru în care se făceau afaceri bune, unde era împreună cu ai lui, avea o noimă, avea un rost acolo și pleacă. De ce? Pentru că înțelege că să fie o binecuvântare pentru toți oamenii e o misiune mult mai mare decât confortul și avantajele pământești. El pentru asta a plecat și el n-a uitat pentru ceea ce a plecat. Deseori noi creștinii uităm de toată misiunea noastră. Uităm că e irelevant dacă câștigăm sau pierdem material. Înțelegeți, este irelevant. Contează caracterul, e singurul care îl luăm de aici, și contează mărturia pe care o lași. Asta e atât de prețioasă încât ar trebui să fie neatinsă, păstrată cu multă bucurie. Apar probleme. Suntem oameni pe pământul acesta, nu stăm doar la biserică. Plecăm fiecare pe drumurile vieții să ne câștigăm existența, să ne facem gospodărie în lumea aceasta și așa mai departe. Toate lucrurile legate de ce vom mânca, ce vom bea și cu ce ne vom îmbrăca. Da? E bine, apar probleme. Trăim într-o lume în care există nedreptatea, există tensiunile, există probleme de tot felul, de tot soiul. Nu cred că e un om de aici sau din lumea aceasta care să nu fie avut probleme, litigii, situații mai tensionată. Nu uităm pentru ce suntem aici, suntem martori. Înțelegeți? Nu suntem să ne arătăm cei mai dibaci în afaceri. Nu asta e mărturia, că suntem cei mai buni în direcția aceasta. Nu suntem în același timp chemați ca să fim, nu, să zidim cele mai grozave case sau să avem cele mai profitabile afaceri. Suntem martori pentru Dumnezeu. De aceea acest lucru trebuie urmărit mereu, nu-l pierdem din vedere. Cum să depun o mărturie mai bună pentru Dumnezeu, în favoarea lui Dumnezeu? E pe sufletul tău. Și Avram, la fel ca și noi, pentru că Biblia vorbește de oameni care
Știți, se spune de Ilie, un om cu aceleași slăbiciuni ca și noi. Oamenii ăștia sfinți n-au fost sfinți pentru că au avut o natură specială ei, o altă natură. Natura este la toți, la fel. Avem probleme care sunt asemănătoare, dar alegerile pe care le facem ne diferențiază. Sunt alegerile credinței și sunt alegerile omului firesc care nu are credință. Și apar probleme. Geneza 13:5, Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi, și ținutul acela nu-i încăpea să locuiască împreună. Când nu mai încap oamenii. Știți că nu mai încap oamenii. În realitate, oamenii încap foarte mult dacă se înțeleg. Dacă merg pe aceeași linie, dacă nu mai merg pe aceeași linie și unul caută altceva, apar problemele. Averile lor erau așa de mari, încât nu puteau să locuiască împreună. Observați, problemele apar de la averile care cresc. S-a iscat că se iscă. Se iscă înseamnă, domne, de unde, de neunde a apărut. A apărut o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorul vitelor lui Lot. Și acum, atenție, cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Adică erau pe lângă tine. Stai un pic, Avrame, cu Lot, tu de ce ai plecat de acolo? M-am plecat de acolo pentru că duceam bine material în Haran, dar n-am plecat să duc mai bine aici. Am plecat ca să mă facă Dumnezeu o binecuvântare. Să fiu martor pentru Dumnezeu. Aceasta este misiunea mea. Pe asta nu vreau să o ratez. Pot să pierd orice altceva, dar nu pierd misiunea. Și atunci Avram a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii tăi, că suntem frați. Adică nu ne putem certa, eu nu vreau să mă cert, eu nu vreau să ajungem la ceartă, pe ce? Pe ce? Pe fântâni, pe terenuri, pe păduri, pe case, pe tot felul de lucruri de genul acesta. Și imediat îi propune, foarte galant, nu-i are toată țara înaintea ta? Mai bine desparte, deci te las pe tine să alegi dacă tu vrei. Stânga e o dreapta, dacă îi vrei tu dreapta, eu... Deci în același timp caracter... De două ori caracter. Caracter că nu vreau să mă cert și nu o să mă găsești certându-mă pe așa ceva. Pe lucruri de genul acesta. De ce nu mă cert? Pentru că eu dau mărturie pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu se ceartă. Dumnezeu nu se poartă decât nobil. Și ca atare sunt dispus să pierd. Înțelegeți? Sunt dispus să renunț eu la locul ăsta, că tu vrei locul ăsta. Bun, numai că Lot a ales. Ce a ales? Știți ce a ales? Nu? Și în alegerea lui s-a văzut, de fapt, care era problema. Și, te rog să nu fie ceartă. Avram refuză să se certe pe pământuri. Mai degrabă renunță și oferă celuilalt privilegiu să aleagă primul. De ce? Pentru că Avram nu dorește să compromită misiunea. Nu uitați, suntem chemați să fim martori. Asta e mai important decât pierdem. Mai relevant, dacă câștigăm o afacere, cel mai important este nu compromite misiunea. Oferim cea mai bună mărturie pentru Dumnezeu, ca oamenii să aibă șansa să-L cunoască pe Dumnezeu, să vadă cum se poartă și cum este Dumnezeu. Lot are probleme înainte ca Sodoma și Gomora să fie distruse, a mai trecut printr-o problemă. Uneori uităm, a fost un război și Sodoma a fost cucerită. Lot, cu tot ce avea el, cu familie, cu averi ce strânsese și cu toți de acolo, oamenii au fost luați de... un grup de împărați care i-au cucerit. Cum a auzit Geneza 14:14, Avram că fratele său fusese prins de război, imediat cu oamenii lui s-a dus să-l scape și i-a dat Dumnezeu biruința, a adus înapoi toate bogățiile, a luat înapoi și pe fratele lui Lot cu averile lui, precum și pe femei și tot poporul. Împăratul Sodomei a ieșit înainte și a zis lui Avram, dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine. Imaginați-vă ce a fost în Sodoma aia. Lot nu se dusese degeaba acolo. Una din problemele Sodomei era că se făceau bani atât de ușor și erau bogății atât de multe încât le câștigai fără prea multă trudă. Înțelegeți? Era foarte tentant și acum le aveai pe toate. Tot ce era în Sodoma, pentru că ăștia erau bucuroși că și-au scăpat viața și ți le dădeam ție toată. Știți ce a răspuns Avram? Mă gândesc câți creștini în condițiile astea nu le furi. Nu le furi, ți le dau ei, nu? Ai avea o grămadă de circumstanțe atenuante sau justificări. Una, ți-ai riscat pielea, că până la urmă el s-a dus, s-a luptat. Nu?
și-a riscat viața ca să-i, să poată să-i, să se lupte pentru ei. Doi ți le dau ei. Ei, îți spune împăratul Sodomei, dăm doar oamenii, bine că am scăpat cu viață. Nu, ia toate comorile, nu erau puține. Credeți-mă că o pradă de război de aia te căpătuia pe toată viața. Pe toată viața trăiai în lux și cu oferta lor. Ce face Avram? Ce-ai fi făcut tu? Hai să ne gândim că cineva ne dă în circumstanțele astea atât de multă. Ai refuzat? Câți creștini ar fi dispus să refuze? Și acum, de ce ai refuzat? Că ți le dau ei? Ți le dau ei, nu le furi? Ai putea să găsești N justificări. Și Avram a răspuns împăratului Sodomei, ridic mâna spre Domnul Dumnezeu cel înalt, ziditorul cerului și al pământului și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte. De ce? Ca să nu zici am îmbogățit pe Avram, nimic pentru mine. În afară de ce au mâncat flăcăii, partea oamenilor care au mers cu mine, mai erau câțiva care nu erau din familia lui și care, mă rog, aceia aveau individualitatea lor să facă ce vor, ce doreau ei. Niciun cap de ață. De ce? Pentru ca să nu zici am îmbogățit pe Avram. Urma să se ducă vestea, nu? Avram un mercenar. Nu, care a făcut bani, cum a fost el îmbogățit. Știți că oamenii vorbesc. Vorbesc și le dădeai prilejul. Prilejul nu era pentru că până la urmă ei te roagă. Ei te roagă, ei te spun. Ei te roagă, ei te batjocoresc. Avram vrea să rămână foarte principial. Niciun cap de ață nu iau de la tine. Dacă vrea Dumnezeu să-mi dea ceva, îmi dă pe căile lui cinstite, oneste și atâta tot. Dar eu nu iau sub forma asta, da? Pentru ca să nu zici, nu trebuie să compromit misiunea. Misiunea care o am de a fi o binecuvântare pentru toate neamurile, de a fi un trimis al lui Dumnezeu, un om care îl reprezint pe Dumnezeu în toate principiile mele, în tot ceea ce fac. Trebuie să fii de o corectitudine și nu numai de o corectitudine, de o generozitate și de o integritate totală. Și de aceea n-a vrut nimic pentru mine, nici măcar un cap de ață și l-a lăsat să se ducă. De ce? Pentru că era mai important pentru Avram ce? Misiunea. Era mai important să dai o bună mărturie, ca oamenii să aibă șansa să-L cunoască, că un copil de Dumnezeu nu este actiat după lucrurile lumii. Pentru că contează mai mult caracterul. Contează mai mult să fie un om de integritate. Nu știu câți creștini, spun iarăși, ar fi ratat o astfel de ocazie, ce lecție pentru creștinismul timpului actual. Apoi, știți că Avram chiar a fost străin și călător, n-a deținut nici măcar un teren. Noi suntem mult mai bogați decât Avram pentru că avem ceva pe numele nostru, dar el n-a avut absolut nimic și a murit Sara. Sara a murit în Geneza 23:2 la Kiriat Arba, în țara Canaan, și Avram a venit să jelească pe Sara. Apoi a vorbit fiilor lui Het, eu sunt străin și venetic printre voi, dați-mi un ogor ca loc de îngropare la voi ca să-mi îngrop moarta și să o ridic dinaintea mea. El tot mai călătorea, cât mai ești viu, te mai mii și mai pleci din loc în loc, dar Sara nu mai avea unde să o ia și trebuia să o pună într-un loc. În pământul acesta, iar el nu deținea niciun loc. Și haideți să vedem cum se dă o bună mărturie pentru Dumnezeu în astfel de circunstanță. Cum excelează copiii lui Dumnezeu în noblețe, în integritate, în bunăvoință și cum nu profită de situații sub nicio formă. Vreți să vedeți ce mărturie a dat Avram acolo? Fiii lui Het au răspuns astfel lui Avram, ascultă-ne, Domnule. Tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Îngroapă-ți moarta în cel mai bun dintre mormintele noastre. Niciunul din noi nu te va opri să-ți îngropi moartea mormântului. Ce mărturie! Ce amprentă lăsase asupra oamenilor acestora. Oamenii aceștia doreau și ei să-i facă... Voi ai fost atât de bun cu noi. De când te știm atât de generos și atât de bun încât vrem și noi să facem ceva? Uite, îți dăm cel mai bun mormânt al nostru. Ți-l dăm gratuit. Ia, primește și tu ceva de la noi. Extraordinar. Ce influență a avut, ce urme a lăsat, ce mărturie. N-a deținut terenuri, dar a avut, să știți, a fost foarte bogat. Avram l-a îmbogățit Dumnezeu pe căile lui, extraordinar. Deși Avram nu a căutat niciodată lucrul acesta. El a căutat să fie o binecuvântare pentru oameni, să dea o bună mărturie în favoarea lui Dumnezeu.
cine n-ar primi de moaca, cum să zice, cine n-ar primi gratuități de genul ăsta, un teren bun acolo, mai ales că iarăși spun, ți-l oferă ei. Ți-l oferă ei, de ce n-ai profitat de... Știți, ni se formează ochiul de ghișeftar. Știți ce este omul ghișeftar? E omul care profită de ocazii, știe ca să facă afaceri bune în folosul lui, știe să prindă oportunitățile, știe să pună mâna atunci când altul nu le vede, le prinde. Ți se formează ochiul, mintea ți se formează în genul acesta, totul pentru tine. Când e vorba de tine, apuci, când e vorba de altul, nu vezi nimic. Înțelegeți? Dar asta nu-i mărturie pentru Dumnezeu, asta e lume. Asta e lume, exact, oamenii din lume fac lucrul acesta. Avram s-a sculat și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea norodului țării. Asta înseamnă că e frumos, e de bun simț să fii smerit cu oamenii în relații, în probleme, în tot felul de chestii legate de pământul ăsta. Fii respectos, lasă loc de bună ziua, treacă de la tine! Treacă de la tine, ăsta să fie principiu, să treacă de la tine întotdeauna mai mult! În așa fel încât oamenii să te vadă un domnitor, un trimis al lui Dumnezeu în mijlocul lor, să gândească, mă, cum să-i mai facem și lui ăsta bine, că a fost prea bun cu noi. Nu, a depășit orice așteptare. Se aruncă cu fața la pământ înaintea norodului țării. Asta înseamnă că nu suntem cocoși aici, nu suntem aroganți. Nu mai spun că nu ajungem să ne certăm cu oamenii, că nici vorbă ca vreunul dintre noi să se certe vreodată sau să ridice tonul, pentru că asta n-ar fi o mărturie pentru Dumnezeu. Suntem chemați să dăm o mărturie. Și le-a vorbit astfel, dacă găsiți cu cale să-mi îngrob moartea, altul ar fi, ce vreau eu să fac, mi-a murit sau... Știți, unele chestii noi le considerăm ca și când sunt drepturi inalienabile ale noastre și n-ar trebui să se pună în discuție. Dacă găsiți cu cale, observați, bun simț, observați, politețe, noblețe, zmerenie, da? Așa se vorbește. Așa se vorbește mai ales cu oamenii din lumea aceasta. Pentru că vrei să le dai o mărturie bună. Vrei să-i câștigi pentru Dumnezeu. Vrei la un moment dat ca ei să-L slăvească pe Dumnezeu. Vrei ca ei să rămână uimiți de bunătatea lui Dumnezeu descoperită printr-o unealtă. Dacă găsiți cu cale să-mi îngrom moarta și să o iau dinaintea ochilor mei, ascultați-mă și rugați pentru mine pe Efron, fiul lui Zohar, ca și când nu știu ce serviciu îi făceau. Puteai să le lași tu direct. Nu, ce e problemă? Că noi îți dau bani și care este ideea? Nu, credem că dacă îi dai bani, asta te scutește de politețuri și de noblețe și de asta. Banii nu, îi poate face orice om nenorocit bani, înțelegi? Tu ești acolo, nu să faci afaceri. Și când faci afaceri, dai mărturie. Tu acolo ai irelevant. Când câștigi sau pierzi în afacere, aia important e să dai o bună mărturie cu ocazia aceea. Aia este important și Avram exact asta face. Rugați pentru mine. Este să aruncă cu fața la pământ, roagă frumos, se poartă extrem de gingaș și atent. Pentru că oamenii din lume au prejudecăți oricum, au probleme, sunt dificili, sunt cu capsa pusă, sunt așa cum sunt ei, prinși de satana, da? Și cum poți să te porți cu oamenii aceștia decât cu o finețe cu totul deosebită pentru faptul că dai o bună mărturie în favoarea lui Dumnezeu. Rugați-l pentru mine pe Efron să-mi dea peștera Macpela, care e a lui și care este chiar la marginea ogorului lui, să-mi o dea în schimbul prețului ei ca să-mi slujească drept loc pentru îngropare în mijlocul vostru. Efron era și acolo, era și el acolo, în mijlocul fiilor lui Het. Și a zis în auzul tuturor celor ce treceau pe poarta cetății, nu, domnul meu, ascultă-mă, îți dăruiesc ogorul și îți dăruiesc și peștera care este în el. Ți le dăruiesc în fața fiilor norodului meu, îngroapă-ți moartea. Nu ne, ce bunăvoință, ce insistență pe oamenii din lume! Oamenii din lume sunt apucători în mod obișnuit, dar ceva i-a determinat să fie atât de amabil cu Avram și, bineînțeles, faptul că el fusese o bună mărturie. Dar știți cum? Ori fi amabil oamenii din lume, dar nu au cum să depășească pe copiii lui Dumnezeu. Înțelegeți? N-au cum să îi depășească, pentru că copiii lui Dumnezeu reflectă pe Tatăl lor ceresc, care face să răsoară soarele peste tot și care împarte binecuvântări peste tot. Și Avram insistă, s-a aruncat cu fața la pământ din nou înaintea norodului țării
Și a vorbit astfel lui Efron în auzul norodului: ascultă-mă, te rog, îți dau preț ogorului, primește-l de la mine și să-mi îngrop moarta în el. Și Efron a răspuns astfel lui Avram: domnul meu, ascultă-mă, o bucată de pământ de 400 de sicli din argint, ce este aceasta între mine și tine? Îngroapă-ți deci moarta. Avram a înțeles pe Efron, Avram a cântărit lui Efron prețul cumpărării. Ogorul lui Efron, care este în față în față cu mamre, ogorul și peștera din el și toți copacii care se aflau în ogor și în toate hotarele lui de jur împrejur au fost întărite astfel ca moșia lui Avram și s-a făcut o înțelegere, s-a făcut în sfârșit îi putem spune o negociere, da? Îi putem spune o înțelegere din perspectiva pământurilor, a terenurilor. Observați cum se face. Pentru că ne lovim și noi astăzi de oameni, de vecini, de terenuri, de fântâni, de litigi. De ce? Pentru că oamenii din lume sunt apucători. Oamenii din lume sunt cum sunt ei, dar nu e justificat să fie așa pentru faptul că sunt prinși de cel rău și toată lumea zace în cel rău. Dar tu ești aici, nu se face aver că nu e nimic. Nu e absolut nimic. Ești doar în trecere. Fiind în trecere, misiunea ta e să dai mărturie pentru Dumnezeu, în favoarea lui Dumnezeu. Mărturie pentru ce? Noblețe. Finețe. Altruism, generozitate, treacă de la tine, nu pierzi tu, se revanșează Dumnezeu pe căile lui misterioase, pierzi în schimb extraordinar, chiar dacă ai câștigat material, pierzi caracter, iar asta este cu adevărat o pierdere masivă. Nu uitați de lucrul acesta, e irelevant dacă pierdem material. Tot ceea ce este important este să câștigăm spiritual, pentru că ăștia rămân, lucrurile astea rămân. Și oricum ei le spunem, mărturisim, suntem străini, călători, vine sfârșitul, lumea se duce, toate lucrurile astea se duc, tot ce am agonisit, nu luăm nimic de aici. Pentru că noi oricum credem despre ele că sunt atât de perisabile, nu facem caz din ele. Cam așa arată o tranzacție dintre un copil al lui Dumnezeu și un om din lume. Acesta e creștinismul practic, nu certuri, nu calicie, nu zgârcenie. Nu te zgârcești, pentru că la urmă treci drept zgârcit în fața oamenilor, înțelegi? Mai degrabă să treci drept nobil, trecând de la tine, fiind tu cel care plătești mai mult, care dai mai mult. Nu? Chiar dacă te duce mintea la, să zic așa, o minte extrem de ageră, problema este că vrei să rămâi un om de caracter și contează mărturia pentru Dumnezeu. Nu mai vorbesc să ajungi să-i și înșeli, să ajungi ca să-i duci în eroare, să ajungi să profiți de un om din lume. Asta este dincolo de orice imaginație. Mai bine trece de la tine, observați. Avram nu s-a lăsat până când n-a plătit el. De ce? Pentru că așa face creștinul. Așa face creștinul, pentru că pentru el nu contează partea materială, contează să fie un om după inima lui Dumnezeu. Fusese nedreptățit, Avram a fost și el nedreptățit pe acolo, Geneza 21 cu 22, în vremea aceea Abimelec, însoțit de Picol, copetenia oștirii lui, a vorbit astfel lui Avram: Dumnezeu e cu tine în tot ceea ce faci. E clar că la un moment dat până și omul din lume e forțat să recunoască lucrul acesta. Jură-mă acum aici pe numele lui Dumnezeu că nu mă vei înșela niciodată nici pe mine, nici pe copiii mei, nici pe nepoții mei. Și că vei avea față de mine și față de țara în care locuiești ca străin aceeași bunăvoință pe care o am și eu față de tine. Avram a zis jur. Dar Avram a băgat de vină lui Abimelec pentru o fântână de apă pe care puseseră mâna cu sila robii lui Abimelec. Se mai întâmplă lucruri de genul acesta, înțelegi? Și oamenii din lume le mai fac pentru că ei n-au pretenția că nu știu cine sunt. Ei le fac, iar când ei le fac se trece cu vederea. Știți că nu e mare lucru când ei le fac, e mare lucru când tu le faci. Când tu le faci nu este egal cu ei le fac. Înțelegeți? Pentru că ei sunt oameni din lume și că n-au fac o mărturie până la cer de înaltă că sunt nu știu ce. Tu spui că ești omul lui Dumnezeu, că ești copilul lui Dumnezeu, ești singura biserică și nu știu câte alte titulaturi pe care fiecare ni le alegem. Abimelec a răspuns: nu știu cine a făcut lucrul acesta, nici tu nu mi-ai dat de știre și nici eu nu aflu decât azi că ți-a luat fântâna. Și cum a răspuns Avram? Și Avram a luat oi și boi pe care le-a dat lui Abimelec. Și au făcut legământ amândoi. Tot el a plătit pentru pace. Păi cum tot el plătește? Înțelegi că el e nedreptățit aici.
Lui trebuie să iese, dacă i s-a luat fântâna. Nu, el dă oi și boi pentru ca să fie pace. De ce e mai importantă pacea? Mai importantă pacea decât cearta. E mai important să fii în termen bun cu oamenii, chiar dacă pierzi. Nu ai pierzut că ai fost prost, că ei poate ești mai inteligent decât tu. Nu? Ai pierdut pentru că ești de caracter. Contează să dai o mărturie bună în fața oamenilor, pentru Dumnezeu. Oamenii să spună, măi, un om al lui Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu în viața acestui om? Vrem să fim și noi. Vedem că Dumnezeu este cu tine și Dumnezeu a fost cu Avram, măcar că i-a luat fântâna, măcar că l-au îndreptățit și în alt fel. Isaac învățase de la Avram și merge pe aceeași linie a credinței. Observați cum se poartă un creștin când apar litigii pământești și când ai de pierdut. Ce faci? Geneza 26 cu 12. Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela. Aia, să pui în pământ și să, dincolo de pricepere, e binecuvântarea lui Dumnezeu. Cât ai fi de priceput, dacă nu vrea să dea Dumnezeu, nu se face. Căci Domnul a binecuvântat. Astfel omul ăsta s-a îmbogățit, astfel. Înțelegeți? Există o cale prin care Dumnezeu vrea să sporești. Nu faci nicio nedreptate nimănui, nu recurgi la mijloace necinstite, nu iei de la nimeni cu hapca, nu profiți de slăbiciunea altora, nimic din toate astea. Vrea să te binecuvinteze Dumnezeu. Avea cirez de vite, turme de oi și număr mare de robi și de aceea filistenii îl pismuiau. Ăsta e omul din lume, nu numai, invidiază și creștinii, nu? Îl pismuiau, dar nu aveau motiv, pentru că era doar binecuvântat de Dumnezeu, nu făcuse ceva incorrect. Toate fântânile pe care le săpaseră robii tatălui său, adică pe vremea lui Avram, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. Răutate! Răutate, adică o fântână e o mare binecuvântare. Bea din ea, că nu te-a reținut nimeni, da? Dacă să le astup, să faci rău, e clar că uneori îți fac rău cu voit. Ești în mijlocul lor, te porți ireproșabil și tot facă rău oamenii. Dar tu ce o să faci? Că tu ești martor pentru Dumnezeu, nu poți să intri în meci cu ei. Noi nu ducem meciuri cu nimeni. Nu ne luptăm cu nimeni și nu ne certăm cu nimeni. De ce nu ne certăm? Nu pentru că n-ar fi prilejuri. Ba, sunt multe prilejuri, că uite, asta ar fi unul dintre prilejuri. Adică fântânile tu le astupi, mă? Tu astupi fântâna, mă, o binecuvântare, e muncită. E muncă și tu astupi cu țărână. Adică avea toate motivele ca să te cerți. Și Abimelec i-a zis lui Isaac, pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi. Și Isaac a plecat de acolo. Păi cum, fără nimic, fără harță, fără nimic, cum să pleci așa? Pleci! De ce? Pentru simplu motiv că nu te cerți. Ce vrei să te cerți în continuare? Dar te poți certa, asta e ideea. Tu te poți certa. Te poți te lua la harță, te iei de gât cu ei sau ce faci? Poate un creștin să facă așa ceva, știți, mai e vorba aceea păgână. Esențialmente, las creștinismul 5 minute și îți arăt, las creștinismul jos. Ca și când ar fi o căciulă sau ce, sunt ciorapii sau o cămașă, ce este? Așa e impresia că e creștinism. Tu nu poți să fii decât într-un singur fel. Dacă ai ce lăsa jos, n-ai avut ce lăsa jos, să știi. Nu ești, n-ai ce lăsa jos, ești de tagma lor, ești tot de nivelul ăla, dar te cerți asta pentru că nu ești cu nimic mai bun, mai răsărit decât ei. Ești mai rău decât ei pentru faptul că m-ai și pretins, ai avut șansa luminii și n-a făcut nimic din tine. Isaac a plecat de acolo, ați investigat partea aceasta a versetului, să pleci dintr-un loc în care te descurci foarte bine. Ți-ai făcut un rost pe acolo și îți spune, pleacă că nu te mai suportăm. Și ce să faci? Apar litigii în familii peste tot. Pleacă de aici, dă-i drumul din casă sau du-te, ce faci? Nu că am muncit și eu aici. Oi fi muncit, e adevărat. Și ce dacă ai muncit? Ești aici ca să depui mărturie, nu să apuci lucruri. Înțelegi? Dacă ești creștin, pleci. Bă, ești învățat să pierzi. Material, dar nu pierzi din punct de vedere spiritual. Pentru că pierderile se măsoară pentru creștin din punct de vedere al caracterului și spiritual. Și a plecat și a mers în Valea Gherar, unde și-a așezat locuința. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avram și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avram. Le-a pus iarăși același nume pe care le pusese tatăl său,
robul lui Isaac a mai săpat în vale și au dat acolo peste o fântână cu apă de izvor. Celelalte erau gropi de acumulare, care le numeau fântâni, dar asta avea și izvor. Păstorii din Gherar s-au certat însă cu păstorii lui Isaac, zicând, apa e a noastră, apa e a lui Dumnezeu, hai să nu mai vorbim că apa nu a produce omul. Pământul e al Domnului, apa e a Domnului, aerul e al Domnului, chiar dacă oamenii ajung să nu te mai lase nici să respiri. Apa e a noastră. Și-a pus numele Esec pentru că se certaseră cu el. Apoi au săpat o altă fântână. E apa lor? Lasă, hai să fie apa lor. Care-i ideea? Plecăm mai încolo un pic și mai săpăm mai departe și noi. Adam, muncești degeaba, ești nedreptățit, că e nedreptate. E nedreptate. Și ce dacă este? Vrei să scoți tu dreptatea? Știi că Dumnezeu scoate dreptatea și o scoate la timpul lui, pe calea lui, și sapă o altă fântână pentru care au făcut iarăși gâlceavă. Dom'le, se țin de el. Și ăsta om cu minte cum se cade. Deci în primul rând l-au alungat de acolo, a plecat de acolo, a săpat o fântână gâlceavă că e apa lor, mai sapi unul, iarăși gâlceavă că ți-o ia. Da, și-a numit-o Sidna. Pe urmă s-a mutat de acolo, a plecat și de acolo și a săpat o altă fântână pentru care nu s-au mai certat și-a numit-o Rehobot, căci a zis el, Domnul ne-a făcut loc larg ca să ne putem întinde în țară, să stăm și noi cât de cât liniștiți. Nu de tot liniștiți, că trăim pe un pământ care nu-i țara noastră, suntem în trecere. De acolo s-a suit la Berșeba, Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea și a zis, eu sunt Dumnezeu tatălui tău, Avram, nu te teme că eu sunt cu tine și te voi binecuvânta. Asta era cel mai important lucru, nu? Că ai certitudinea că Dumnezeu e cu tine, că nu ai făcut ceva care să te desparte de Dumnezeu, prin care să-L dezonorezi pe Dumnezeu. Au ridicat acolo, robii lui Isaac au săpat acolo o fântână, Abimelec a venit din Gherar la el. Isaac l-a zis, pentru ce veniți la mine voi care mă urâți și m-ați izgonit de la voi? Deci după ce îți fac rău, te scot din țară, după ce la urmă ți-a stupă fântânile, după ce se ceartă pe alea noi pe care din nou le sapi și le lași pe ăla, la urmă vin la tine. Observați, foarte interesant. Pentru ce veniți la mine voi care mă urâți și m-ați izgonit de la voi? N-a spus voi, pleacă de la noi și am plecat. Da? Ei au răspuns, vedem lămurică, Domnul e cu tine. Observați ce contează mărturia aia. Ai muncit mai mult, e adevărat. Te-au nedreptățit, ți-au făcut, au abuzat de munca ta, nu de omenia ta, dar tu ai rămas om în continuare. N-ai scos în cuvânt, nu te-ai certat cu ei, nu le-ai strigat, n-ai mers în procese, nu i-ai dat în judecăți, nu te-ai luat de guler cu ei, nu le-ai făcut rău pe altă parte ca să începi războiul cu ei, ci simplu ai fost omenos, ai fost bun, ai fost creștin, iarăși te-au supărat, ai mers mai departe cu bunătatea și omenia, iarăși s-au făcut tu, iarăși s-ai ținut-o pe atacă, vrei să fii martor pentru Dumnezeu și nu te-au biruit ei cu răutate, ai biruit tu cu bunătatea. Și vedem lămurit că Domnul este cu tine, de aceea zicem să fie un jurământ între noi, vrem să fim în relații bune pe termen lung, asta era ideea, să facem un legământ cu tine. Tu acum ești binecuvântat de Domnul. Isaac le-a dat un ospăț, tot el le dă ospăț, la cine? La aia care te-au dat afară? La aia care ți-au stupat fântânii? La aia care te-au gomit de pe terenul lor, nu? Și ți-au bătut joc de munca ta? Da, te dai un ospăț. Și apoi a lăsat să plece și ei l-au părăsit în pace. Observați cum se obține pacea, se obține pierzând tu, ca și creștin, fiindcă ești martor pentru Dumnezeu. Pierzând material, dar nu pierzând din punct de vedere al caracterului. Nu te gândi că pierzi. Și nici material nu pierzi. Să spun că are Dumnezeu niște căi misterioase pe care nici nu știi cum îți dă Dumnezeu. Pe ai văzut că face în sutii să rodească. El ar trebui să rodească atât și rodește, nu știu, te lovește o câte o pleașcă de asta, fără să o cauți. Tu cauți să fii un martor pentru Dumnezeu, Dumnezeu îți poartă de grijă și în direcția aceea. Și până la urmă vin ei. Ispășiți așa, cumva după ce le-ai turnat, ei a prins cărbuni, nu? Pe cap de ce? Pentru că ți-au făcut rău și tu le-ai făcut bine și nu te-au biruit, eu ți-au făcut rău și eu le-ai făcut bine și tot așa a mers. Și de ce faci lucrul acesta? Pentru că nu te interesează partea materială,
Înțelegi? Te interesează să fii un om de caracter, un martor pentru Dumnezeu, pentru că asta este ceea ce prețuiești tu. Peste secole, Pavel avea aceleași probleme, că să știți, lumea aparent s-a schimbat, dar nu e nimic nou sub soare. E aceeași natură umană, se schimbă, că nu mai locuiesc în case, locuiesc în blocuri, că și-au mașini trăznite, că nu mai știu ce fac. Dar natura umană e aceeași natură umană prăpădită, înțelegeți? Și peste veacuri Pavel avea aceleași probleme cu frații din Corint. Știți ce le spunea fraților din Corint? Vă aduceți aminte? Nu-i pasajul care îl citesc, citesc în 1 Corinteni 6:6. Tot lumea sunteți, le spune cu ceva capitole mai înainte. Tot lumea sunteți. Ce era între ei? Certuri? Nu vă purtați mai mult ca oamenii din lume care se ceartă, se strigă, își zic. Dar un frate se duce la judecată cu un alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Deci Pavel nu-i vrea să treacă, să-i treacă prin minte că așa ceva este posibil între creștini. Chiar faptul că aveți judecăți între voi un cusur pe care îl aveți, o problemă. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Lasă să piardă, treacă de la tine mai mult. Plătești mai mult dacă ai. Dacă nu ai, pleacă, le renunță. Și așa mai departe. De ce? Pentru că tu salvezi reputația creștinismului. Nu? Tu ești acolo un martor pentru Dumnezeu. Suferi paguba mai bine decât să te ceri să te judeci. Vrei să ajungi pe calea tribunalelor? Vrei să ajungi să te ceri cu oameni? De ce ai face lucrul acesta? Îl faci când nu dai doi bani pe mărturia pentru Dumnezeu. Când contează palma aia de teren, bucata aia, banul, afacerea aia. Da, e zero. E zero oricum. Îți trece prin mâine acum un timp scurt, ție că nici tu nu o moștenești, nici copiii tăi, nici nimeni după tine nu o moștenește. E morcovul cu care diavolul trece pe la gura măgărușilor pe care tot îi înșală. Același morcov. Culmea e același morcov, îl dă și lui așa, și ăla nu-l ia niciunul. El conservă destul de... De ce nu răbdați mai bine pe acolo? Ați citit versetele acestea, frații mei? Hai să le citim din altă perspectivă acum. Ca oameni care noi înșine ne confruntăm cu vecini, cu probleme, cu litigii materiale. Câți creștini nu sunt implicați în litigii? Câți creștini nu sunt? Pentru că vin, se iscă. Probleme vor veni, fiecare om va fi încercat în direcția aceasta. Dar voi singuri sunteți aceia care ne dreptățiți și păgubiți și încă pe frați. Aici și mai mult spune, voi înșelați pe ceilalți, voi nedreptățiți. Nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? De ce nu suferi mai bine pacupa? De ce nu te lași nedreptățit? Nu știm să pierdem, nu? De ce? Că ai dreptate, că ești corect. Mă, aici Biblia îți spune că trebuie să înveți și să pierzi din punct de vedere material ca să câștigi din punct de vedere spiritual. Nu mai spun de șmecherii. Nu mai spun de subtilități, nu mai spun de înșelăciune, care nu aduce nimic bun. Când ai intrat pe linia aceasta, nu ai parte decât de suferință și durere. Nu practica așa ceva niciodată, nici o șmecherie, nici o subtilitate, nici cu frații, cu atât mai mult cu oamenii din lume, cărora suntem chemați să le fim mărturie și lumină. Vă aduceți aminte de Iacov. Iacov și Esau. Iacov un băiat bun, de fapt. În realitate, un fond de suflet bun, un om care vrea binecuvântarea lui Dumnezeu. Foarte, motive bune, dacă e rele, practici rele. Adică nu te amăgi că dacă ai un scop bun, tu poți să faci pe orice mijloc ce vrei. Nu, nu doar scopul trebuie să fie bun. Nu, mijloacele trebuie să fie mijloacele lui Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează pe toate căile, de aceea se spune calea lui. Și căile mele nu sunt căile voastre, ci cât de sus e cerul față de pământ. Vă aduceți aminte? Ce avea băiatul ăsta bun, de treabă, cu dorință bună? Avea o abilitate de a se descurca, de a înșela pe ceilalți pentru a obține ceea ce... Era șmecher, eu așa-l văd. Era șmecher. Și îl prinde pe ăla la altul, sau un lumesc, un slab. Un om slab, dar tu nu poți profita de slăbiciunile celuilalt. Nu uitați, și dacă îl prinzi la col și ăla este fraier și ăla se vinde, tu nu poți să profiți de slăbiciunea lui pentru că tu ai niște principii. Nu poți să faci anumite căi, nici în ruptul capului, nici dacă te-a rugat el. Și ăla roagă,
dăm ciorbă, ăsta îl prinde, era rupt de foame și ăsta era omul din lume. Fast food, ori acum, ori deloc. Am poftă acum, o fac. Știți, nu este ca ai principii. Stai, domne, că asta nu se face, indiferent nici în ruptul capului, lucruri care nu le pot călca. Nu e sau nu avea principii și îl descrie Biblia ca un om, să nu fiți lumești ca Esau, așa spune Apostolul Pavel. Și ăsta îl prinde la colț, bă, l-am prins, gata, l-am prins. Ce-ar fi eu să-i iau dreptul de întâi născut pe o ciorbă? Ce afacere profitabilă, nu? Oricum Dumnezeu dorea pe mine să mă binecuvinteze, oricum ăsta e lumesc, oricum, știți, găsești. Întotdeauna avem scuze sacre. Avem scuze sfinte, justificări întotdeauna că noi le facem pentru binele altora. Întotdeauna știm să ne scuzăm ca să punem un tampon la conștiință. Și îl înșală pe ăla. Așa și trecut ăla, știți, mai târziu când s-a trezit, o fi fost el fraier atunci, o fi fost un om al poftelor, dar după aceea a spus, mi-a furat. Știți că așa l-a cotat, mi-a furat. Așa a rămas în minte și așa a și fost, domnule, că nu se face așa ceva. Dă-i să mănânce dacă e foame. Nu? Dumnezeu îți poate da, uite, îl poate înmoia pe el și îți dă el, că vrea el. Înțelegeți? Dar nu-l prinzi la colț. Nu-i dai nimic, mă, pe nimic îi iei. Și pe ce? Gândiți-vă, dreptul de întâi născut, care însemna între noi, însemna și faptul că erai preot al familiei și duceai mai departe cunoașterea de Dumnezeu. Nu și aveai întâietate în lucrurile acestea, dar însemna și o bună parte din avere mai mare. Adică tu iei tot dreptul de întâi născut cu o ciorbă, mă? De ce? Că e fraier ăla și tu ești deștept, descurcăre. Nu se face așa chiar dacă el e fraier. Nu-i dai așa, îi dai cât face. Dacă vrei să-l iei, dacă vrei să faci o afacere creștinească, pe principii adevărate, chiar dacă l-ai fraier, nu profiți de faptul că este slab. Noi nu profităm de ceilalți. Mai bine pierdem de la noi. Treacă de la tine, ai văzut cu la Avram. Niciun cap de ață. Nu, nu mă îmbogățesc așa. Nu, așa are Domnul căile lui dacă vrea să mă binecuvinteze. Da? Nu-s mercenar, nu-s cu hapca, nu profit de slăbiciunile oamenilor. Și după aceea mai știți că se mai preface, îl învață maică sa, îmbracă-te, pune-ți pieile pe tine, să treci drepăros și al să păcălim și bă taică-to, că oricum Dumnezeu a zis că ți-l dă ție dreptul de întâi născut. Și vine ăla în disperare că aduce și el vânatul, l-am dat, cine ești tu? Păi eu sunt Esau, stai că frate, tău iarăși te-a păcălit. Ăla mi-a luat și dreptul de întâi născut, mi-a furat și binecuvântarea și de acolo să te ții ură și vrăjmășie. Pentru că păcălerile astea, să știi că omul din lume, lumesc cum o fi el, slab, cum o fi, dar de rău e rău când i se declanșează răutatea. Și când vrea să te pedepsească, atunci o să simți mânia și răutatea lui când este ieșit din minți și știi ce a spus? Stai că trece. Ce a zis Rebecca? Îi trece. De unde? Nu-i trece deloc. Nu-i trece că om din lume, îți trece ție că ești creștin, mai citești, Dumnezeu te mai moaie. Nu-i trece. A înțeles? A păstrat o ură veche. Ani, ani. Spus, când o să moară tata, îl aranjez eu. Îl aranjez eu și la urmă fuge, îl învață mânsa, du-te un pic de timp, ce un pic de timp, că au fost 20 de ani, un pic de timp până moare și ea. Și șmecheriile astea, înțelegi, în loc să dai mărturie despre Dumnezeu în litigi, în probleme materiale, să fii un martor pentru Dumnezeu și să lași pe Dumnezeu să lucreze în felul Lui, te descurci în felul tău și antrenezi niște nenorociri și pentru tine și imaginea lui Dumnezeu este murdărită. Că nu-i dai, nu, nu faci o mărturie pentru Dumnezeu, nu dai o bună mărturie când tu ești ipocrit, când ești șmecher, când profiți de alții. Nu? Oamenii din lume te taxează. Când ai luat-o pe linia asta, să știi că nu te mai uită. Nu te trec cu vederea oamenii ușor când ai luat-o pe mărturia aceasta, pe linia aceasta. Treacă de la tine. Ați văzut, am mai văzut încă ceva în creștinism. Și am întâlnit lucruri de genul acesta. Când e vorba să-ți evaluezi munca ta, Domnule, ești nespus de pretențios. Ai zice că ești cel mai tare din lume. Ne place să fim plătiți foarte bine. Mult, dacă se poate. Când e vorba de munca altuia, ei da nimic, mă. Cu o ciorbă de linte vrei să-i tot. Cu nimic. Deci observația asta este iarăși o formă de, nu doar de zgârcenie, de egoism profund. Îți supraevaluezi munca ta și subevaluezi munca altuia. Uite, o ciorbă de linte să dea, domne, pentru dreptul de întâi născut, pentru toate
avea o porție dublă de avere din partea lui tăsă și te o cumpie cu o ciorbă, mă, păi este corect, mă, lucrul acesta? Nu e corect, mă. Poartă-te creștin, mă, chiar dacă intri într-o lume slabă, că până la urmă se dezmeticește, la urmă îi spune la altul, îi spune altului sau, băi, de ce ai fost așa proști? La urmă se trezește, fraierul, și te urăște și te spune ca și când nu a cerut el, că el a cerut, dă-mi. Tu poți să spui, a cerut el. A cerut el, dar tu nu profiți de vulnerabilitatea lui. De ce? Pentru faptul că ești martor pentru Dumnezeu, tu ești integru și corect. Tu așa lucrezi. Nu degeaba i-au pus numele Iacov, că m-a înșelat de două ori. Și mai departe a ajuns și el, se trezește în pat cu Lea în loc de Rahela, cu simbria de 10 ori schimbată, pentru că asta este lumea înșelăciunilor, cu care copiii lui Dumnezeu, adevărații copiii lui Dumnezeu, nu au nimic comun, înțelegeți? Nu avem intenția de a înșela. Iacov l-a înșelat, deși mergând așa pe calea unei logici, ăla a zis, dă-mi ce-mi folosește dreptul de întâi născut, dă-mi o ciorbă de linte, vrei să mor? Și ai putea spune că din punct de vedere legal nu ești vinovat, ai o acoperire. Dar nu din punct de vedere al lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, nu profiți de slăbiciunea omului. Vă aduceți aminte de Nabal? Nabal, un alt caz. David și Nabal. Cine depune mărturie aici? Nici David, nici Nabal. Abigail depune mărturie de partea lui Dumnezeu. Cum se procedează în situații de genul acesta, în litigii materiale? Primul rând, Nabal e un nebun. David era fugar și cu armata lui, cu băieții lui, sute de oameni, voinici și viteji. O perioadă se ascunde în zona aceea și sunt pe lângă turmele lui Nabal, îi protejează, sunt ca bodyguardii lor. Pe timpul acela, știți, deseori îți dispăreau turme, îți dispăreau, asta se trecea prin ascunsul săbiei. Nu, nici astăzi nu-i legea forței, nu. E tot legea junglei, cine e mai tare câștigă. Și David stă ca un scut acolo, zi și noapte, stele păzește, vorbește frumos cu ei, protejează, cumva protecție și până la nu-i lipsește nimic, treburile merg bine. E, la un moment dat ăsta tunde oile și de obicei făcea o petrecere și ăștia bădăne și nouă ce te lasă inima. Ei vorbește și frumos, îi urează de sănătate printr-un sol și nebunul, că Nabal înseamnă nebunul, fac eu că așa era, el s-a făcut singur. Cine e ăsta, vă, să știu de el? O, un fugar de ăsta de la stăpânul lui și cu tare. Îl ia la... Îl ia urât, la vorbe urâtă. Fără să știi că vorbele astea spuse în doi peri și vorbele astea urâtă declanșează răutatea, scoate cei mai rău în oameni. Îi se urcă sângele la cap lui David când aude așa ceva, că îl tratează ca pe ultimul câine. Înțelegi? Că deseori tratăm și noi pe oameni ca pe niște... Știi, ne purtăm cu ei urât și la urmă, știi ce spune? Să mă pedepsească Dumnezeu, îl mai lua și pe Dumnezeu. David, săracul, nu-l lua pe Dumnezeu la nervi, că nu-i cu tine la nervi. Dumnezeu nu-i cu omul mânios. Mânia omului nu lucrează? Lucrarea lui Dumnezeu, știți că așa spune. Când ești mânios, deja trebuie să-ți revii din oți în fire, pentru că nu-i Dumnezeu cu tine și cu deciziile tale. Știți că vrea să treacă prin ascunsul săbiei și pe Nabal și toată partea bărbătească, adică să radă totul. Vine Abigail și depune mărturie pentru Dumnezeu, ce înseamnă să te pleci, să vorbești frumos, să știi să te lași mai mic, să știi să domolești pe ăla cu... Pentru că asta este, știți, totul se reduce la caracter, la esența frumuseții și nobleții pe care trebuie să dăm, de care trebuie să dăm dovadă. Și David recunoaște că Dumnezeu, prin femeia aceasta, i-a oprit mâna ca să nu verse sânge nevinovat. E un alt lucru. Nu trezi răutatea oamenilor prin tot felul de purtări. Purtări lipsite de responsabilitate, pentru că o să suferi mânia, răutatea lor. Dacă nu era o femeie de genul acesta să intervină un martor pentru Dumnezeu și să pacifice lucrurile și asta, s-a întâmplat altceva, să știți. Era măcel acolo. Și de ce era măcelul? Păi nu știu, și David, că nu făcea greșeli și el, pentru că Abigail i-a spus, o să te mustre mai târziu cugetul că ai vărsat sânge nevinovat, dar și responsabil era Nabal, nebunul care nu a știut să se poarte frumos și să dea și el ceva acolo, mă! Plătește, mă, vrei decât servicii! Vrei servicii și când e să dai,
Tu n-ai nimic de dat, nu cunoști pe nimeni, nu? Decât îți place să primești servicii. Asta este ideea noastră, este o formă de egoism care nu-l mărturisim pe Dumnezeu prin zgârcenie, calicie și egoism. Nu fi de genul acesta. Pentru că trezești ura oamenilor. Trezești mânia lui David, care după aia poate să-i pară rău, dar te arăți de pe fața pământului. Oamenii fac greu când aprins un război, un foc, e greu ca să-l mai stăvilești. Și mulți, prin lipsă de judecată și responsabilitate, fac lucrul acesta. Luca 12 cu 13, unul din mulțime a zis lui Isus: Învățătorule, spune fratele meu să împartă cu mine moștenirea noastră. A găsit, păi Isus a lăsat cerul, mă. A lăsat cerul și a venit aici să-și dea viața și tu vorbești de nimicurile astea de moștenire. N-ai și tu de întrebat nimic cu viața veșnică, cu salvarea sufletului, cu mântuire, n-ai nimic de păcate, de iertat, n-ai probleme interioare de rezolvat, tu vrei să facă judecător, l-ai găsit. Știți cum i-a răspuns? Nu? Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi, împărțitor de lucruri materiale, mă? Eu n-am unde să-mi plec capul. De bună voie am ales viața aceasta, ca voi să fiți îmbogățiți în lucrurile cerești. Și tu vrei să discut mizerile voastre mici din chestiile astea. V-am spus, în Biblie doar era evreu, trebuia să știe, nu? Cum este și cu. Pavel le-a spus, nu, de ce nu suferiți mai degrabă aguba, da? Cu împărțeala și așa mai departe. M-a pus pe mine împărțitor. Nu-l mai băga pe Iisus în așa ceva. Dacă vrei cum ar proceda Iisus, Iisus a lăsat totul, nu? Ca să câștige oamenii. Înțelegeți? A lăsat totul ca să câștige oamenii. La fel și Pavel spunea, iată, sunt gata să vin a treia oară la voi și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înși vă. Înțelegeți? Noi căutăm să fie salvați oamenii, nu bunurile lor. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit mai puțin, fie și așa. Deci chiar dacă oamenii nu prețuiesc gesturile de altruism, faptul că tu cheltuiești pentru ei și te cheltuiești pentru el, tot merită. Merită pentru că oamenii au o valoare în ei înșiși, valoarea pe care a pus-o Dumnezeu pe sufletele lor. De aceea el a spus, am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii dintre ei. Unii se vor fi salvați, vor fi treziți prin ce. Nu vor fi treziți prin faptul că îi înșelăm, nu vor fi treziți prin faptul că ne certăm cu ei, nu vor fi treziți prin faptul că ne disputăm în cele mai mici probleme cu ei, că tragem de o limbă de teren sau facem nu știu ce, sau ne gârcim, sau ne. Nu așa vor fi treziți. Așa le va fi trezit instinctul de a-ți face rău și mai mult. Instinctul de a blestema creștinismul. Și unii o fac, să știți. Unii o fac când știu că ești creștin și gândești calic sau te încerci să te tot cu ei, să te iei la harță. Exact asta fac. Ai aud cum fac oamenii. Oamenii fac și pe nedrept. Știți? La un moment dat e posibil și mai nedrept să strige lucruri, dar în timp se trezesc dacă tu ești bun și ești principial și ești corect. Căutăm să-i câștigăm, căutăm să-i trezim, iar lucrul ăsta se face nu cu răutate, se face cu bunătate. Înveți să pierzi, înveți să fii onest, înveți să treacă de la tine, înveți să fii tu cel bun, înveți să plătești tu, nu el. Lasă să treacă de la tine mai mult. De ce? Pentru că tu ești superior, ești creștin, ești copil de Dumnezeu. Nu? Și Dumnezeu te binecuvintează pe calea Lui. Aș vrea să închei cu câteva principii călăuzitoare pentru cei care vor să dea o bună mărturie pentru Dumnezeu în fața oamenilor. Timotei 6 cu 6. A doua Timotei 6 cu 6. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire, un mare câștig. Înțelegeți ce înseamnă mare câștig din perspectiva lui Dumnezeu? Evlavie. Evlavia înseamnă asemănare la caracter cu Dumnezeu. Aia e câștig. Fii bun ca Dumnezeu, nu? Prin faptul că lași pe Dumnezeu să locuiască în viața ta. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm nimic din ea. Continuare. E al doilea principiu. Evlavia este câștig, iar lucrurile din lume n-ai venit cu nimic, nici nu o să iei nimic. Când știi lucrurile acestea, nu te mai zbate și nu mai faci atâta caz de lucruri care nu le-ai adus și de lucruri pe care nu le iei, ci le ai în administrație mai mult sau mai puțin să duc.
Dacă avem deci cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi suficient, ne e de ajuns. Fii mulțumit să bai ceva, să bagi în gură, dacă îți dă Dumnezeu și mai mult. Bine, dacă nu, irelevant. A doua Timotei 2:24 și robul Domnului nu trebuie să se certe. Nu trebuie să se certe. Nu că nu vin prilejuri. El nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți. Și nu toți sunt școlari buni care vin, învață-mă. Vrei să mă înveți? Nu, majoritatea sunt căpcăuni, majoritatea sunt dificili. Așa că trebuie să știi cum să-i înveți pe ăștia dificili. Cum poți? Plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în speranța că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului. El le dă o bună mărturie care are speranță că unii dintre ei se vor trezi. A doua Cronici 25:9, Amația a zis omului Dumnezeu, dar ce să fac cu cei 100 de talanți pe care i-am dat oastei lui Israel? Omului Dumnezeu a răspuns, Domnul poate să-ți dea mult mai mult decât atât. Lasă-i. Nu-i vezi să pierzi, îți dă Dumnezeu pe altă cale. Rămâi creștin. Rămâi nobil. Rămâi de calitate. Înțelegi? De ce? Pentru că Dumnezeu îți poate da pe altă cale, dar tu rămâi un om al lui Dumnezeu. 1 Timotei 3:2 vorbea, dar episcopul să fie fără prihană, ospitalier și așa mai departe, calități, apoi spune, trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară ca să nu ajungă de ocare și să cadă în cursa diavolului. Trebuie să aibă o bună mărturie. Avram a avut o bună mărturie. Putea să fie episcop, putea să fie episcop pentru că oamenii l-au văzut ca un domnitor al lui Dumnezeu. Îi mai luaseră și lui o fântână, i-a luat și lui Isaac, i-a mai astupat, l-au mai invidiat, l-am pismuit, dar până la urmă ce-au văzut? Au fost silit să recunoască că tu ești un domnitor al lui Dumnezeu. Vedem că Dumnezeu e cu tine, vedem că ești binecuvântat de Dumnezeu. 1 Petru 2:12, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Ei înșiși când vor fi cercetați și când le vine și lor ocazia salvării să poată să-L slăvească pe Dumnezeu. De ce? Pentru că ai avut o purtare bună și au fost rei de gură și te-au vorbit la început, dar n-au mai putut să vorbească. De ce? Pentru că le-ai astupat gura cu ce? Cu prea mult bine, bine, bine la rău, bun, bun, mereu. Făcând bine, învățând să pierzi, învățând să dai tu mai mult, învățând să fii săritor, învățând, lasă, treacă de la mine, tu mi-ai făcut rău, hai să-ți aduc ceva, hai să-ți fac un ospăț, hai vino ca să-ți mai dau niște boi și niște oi, că și așa mi-ai mai făcut rău. Hai să-ți mai dau ceva, că văd că nu, mai, tot nu-ți ajunge, hai că-ți mai dau ceva, bine, și mai mult. Dar în felul acesta, la un moment dat, sunt mulți copleșiți. Copleșiți răspunzându-le, nu se așteaptă la așa ceva, e de-abia așteaptă ca să te iei la harță cu ei. E terenul lor în care excelează și când intri în zona aceea o să vezi tu, numai că Dumnezeu are de pierdut. Nu mai e nicio mărturie bună că există cineva acolo de partea lui Dumnezeu în acest război. Domnul să ne ajute să nu pierdem din vedere că suntem chemați să depunem o bună mărturie pentru Dumnezeu. Nu suntem chemați să ne îmbogățim. Nu contează că pierzi material. Contează să-L descoperi pe Dumnezeu în fața oamenilor. Aceasta este reușită, acesta e câștig numit cu adevărat. Domnul fie lăudat. Amin.